Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. După câte spuneam mai devreme, în această seară continuăm discuțiile axate pe procesul electoral din țara noastră. Salut prezența în studio a domnului Victor Stepaniuc, ex-vicepremier. Bună seara și bine ați venit, domnule Stepaniuc. Bună seara. Și a domnului Alexandru Buruian, diplomat. Bună seara și bine ați venit la Reflector Analitic, ediție specială. Stimați telespectatori, la această oră prezența la vot constituie aproximativ 49%. Femei aproximativ 54, iar bărbați 46. Domnul Stepaniuc, încep această ediție cu dumneavoastră prin a vă întreba cum developați această campanie electorală și cât de curată bară murdară s-a dovedit a fi. A fost o campanie electorală mai deosebită după 1990 și noi aici putem să fixăm câteva lacune în principiu acestei campanii electorale. În primul rând este vorba despre faptul că noi nu cunoaștem veridic un număr a cetățenilor și alegătorilor pe țară. Pentru că cifrele care au fost prezentate, ele nu sunt credibile. Astăzi nu o să găsiți un analitic serios, inclusiv în cadrul partidelor politice, care ar afirma că în țară avem 2.900.000 de alegători. Și asta e o problemă foarte mare, care scade, de fapt, credibilitatea prezenței la vot și inclusiv a ceea ce s-ar numi rezultatele alegerilor din această țară. Desigur, este o campanie electorală murdară, de atât că au fost folosite foarte multe tehnologii murdare. Deci, așa numitul PR negru și PR sur. Deci foarte multe tehnologii murdare, inclusiv coruperea alegătorilor. Coruperea alegătorilor au putut să observe, în primul rând, observatorii naționali. Eu cred că ei o să anunțe despre chestiunea respectivă. Dar trebuia să o vadă foarte bine și contracandidanții, adică concurența electorală. Și eu cred că au observat-o și diplomații străini, observatorii străini. Din cauza că pentru Moldova noi avem situația asta mai ales după 2009, dar această campanie în sensul respectiv este cea mai murdară și a permis să facă mai multe partide politice, nu o să le pomenim aici care, dar cel puțin două partide politice foarte insistent au corupt în ultimele luni alegătorii și asta s-a văzut, sunt foarte multe deci, filmate secvențele respective și eu cred că aici e un motiv foarte serios pentru nu avea încredere în rezultatele acestei campanii electorale. 3. Desigur, această campanie electorală este una, adică sub orice așteptări, în sensul calității mesajului electoral, fiindcă absoluta majoritatea partidelor politice, cu anumite excepții, nu a avut un mesaj electoral. Mesajul electoral a fost doar bazat pe atac la persoană, pe critici dure. Dar, de fapt, cetățeanul, hai să vedem ce așteaptă alegătorul. Alegătorul așteaptă schimbări înspre bine, în țară. Nu este de ajuns să-i promiți lui majorarea salariului, dar trebuie să-i spui concret care sunt sursele, în ce măsuri această promisiune este una realizabilă și în ce măsuri este una reală. Și aici mesajul majorității partidelor politice nu a fost unul consecvent. Și aș spune punctul 4, care de fapt nu e punctul 4, dar practic e punctul 1. Noi nu am avut și nu avem candidați, personalități integre. Care, nu e vorba de integre, dar pregătite, care ar putea să mobilizeze lumea. Desigur, în mare parte, eu înțeleg azi, alegătorii s-au dus și au votat pentru partidul A sau B sau C, din cauza că are o anumită credibilitate, liderul. Cred în Igor Dodon, cred în Maia Sandu, cred în Vlad Plahotniuc, dar este de acum ei s-ar clarifica acolo, fiindcă până la urmă, când întreg oamenii, bine, care candidați v-au plăcut? Niciunul. N-am auzit mesaj, n-am auzit cine o să creeze locurile de muncă, n-am înțeles cine o să revigoreze deci, agricultura și cine o să facă, de fapt, toate reformele astea, îmbunătățirile astea care noi le așteptăm. Adică, de fapt, e vorba de patru caracteristici destul de negative a acestei campanii electorale.
Domnul Roian, vreau să privim prin prisma relațiilor internaționale ceea ce se numesc secții de votare în străinătate. Am asistat la discuții interminabile legate de necesitatea unui anumit număr raportat la o regiune sau alta. Haideți să pornim ce se întâmplă de fapt în Federația Rusă. Dacă mă înșel memoria, avem 12 secții de votare acolo. Care trebuia să fie atitudinea clasei politice raportat la ceea ce se întâmplă peste hotare? Deci, în fine, dacă s-a adoptat decizia, așa e, care, în fine, este susținută de către majoritatea partidelor politice, ca diaspora să participe la votare, pentru că sunt cazuri când nu participă, sunt mai multe țări când nu participă diaspora la votare, însă în cazul nostru deci participă, deci evident că este necesitate, există necesitatea de a preciza ce diaspora avem în fiecare țară și câte secții de votare este necesar de a le deservi, așa, de a deschide în aceste țări. La noi, cu regret, deci, această atitudine cu standarde dubli față de unele țări, da, așa, deci, duce la ce că în aceeași Federație Rusă permanent sunt deschise mai puține secții de votare decât ar trebui. Cele mai multe la noi sunt în Italia și este bine cunoscut că în Italia există foarte mulți concetățeni de-ai noștri și evident că ei trebuie să aibă acest drept de votare. Poate nu numai 20, nu, poate 30, poate 40 trebuie deschis. Deci că într-adevăr să aibă accesul. Însă este evident că în Rusia ar trebui dimărit acest număr. Formula care deci, o utilizează prin motivație de ce se deschide atât de puține secții de votare, deci se urmări fapt că nu se înregistrează. Deci, din timp alegătorii și aceasta adică, duce la ce că nu se deschide, însă este doar motivație. Spuneți-mi, vă rog, iată, practic avem o informație potrivit cărea cetățenii sau concetățenii noștri aflați peste hotare semnează o petiție prin care semnalează că le-a fost încălcat dreptul la vot deseori. Lucruri similare s-au mai întâlnit și în campaniile precedente. De ce, totuși, diaspora rămâne a fi nemulțumită la capitolul organizare și desfășurare a alegerilor? Hai să începem cu aceea, că, în fine, orice cetățean care se află în străinătate, el necesită să aibă documente legale, așa-i, la care nu a expirat termenul de valabilitate. Da. Deci, din acest punct de vedere, deci este foarte straniu aceste nemulțumiri, așa-i, la oameni care practic se află ilegal acolo, așa-i, și pretind că să fie deci, de serviți. Dați în faptul că, în fine, din punctul de vedere juridic, dacă deci el are pașaport care este valabil, el are dreptul de a participa la vot. Dacă pașaportul nu e valabil, deci el nu participă. Dar eu înțeleg că sunt cazurile când el se află acolo cu pașaportul român, dar mai dorește ca să utilizeze și dreptul său de a vota deci, ca cetățean al Moldovei. Însă aici deja problema este legată cu faptul pe cât statul moldovenesc deci acceptă sau nu acceptă deci această formulă. Domnul Roian, practic în ultimele două săptămâni media a titrat pe larg problemă legată de ambasador Republicii Moldova în Federația Rusă, domnul Neguță. Vi se pare întâmplătoare chemarea pentru discuție acasă a domnului Neguță și dacă lucrul ăsta oarecum este aflat într-o interdependență de alegerile care se desfășoară astăzi? Eu consider că este legat cu formula alegerilor. Și motivația este legată de cei doi piloți moldoveni care au fost reîntorși din Afganistan. Bănuiesc că este o tentativă de a mușamaliza formula existentă, deci nu mai mult. Da, domn Stepaniuc, vreau să rămân albea acela ce întrebam un pic mai devreme. Cazul domnului Neguță în această campanie electorală, ce demonstrează? Eu cred că e mai mult decât cazul cel legat cu cei doi piloți, eu cred că este vorba și de anumite deci, presiuni sau a dezorganiza într-un fel activitatea secțiilor de votare din Federația Rusă. Încă, desigur, ambasador aici are un loc fundamental. El pregătește, el monitorizează. Nu e așa de ușor să organizeze alegerile peste hotare, atâta timp cât nu sunt bine monitorizate, nu sunt observatori de ajuns, toate funcțiile este într-un fel sau într-altul le îndeplinesc inclusiv și lucrătorii ambasadei. Eu cred că asta o să dezorganizeze într-un fel activitatea acestor secții și e rău că ambasadorul nu o poate să... Dar domnul profesor, domnul Brean are dreptate în sens că sigur și coincidența asta e așa neclară.
tăman în preajma campaniei electorale s-au întâmplat momentele respective și guvernul repede s-a grăbit, pentru ce s-a grăbit și de ce se grăbește. Adică aceea sunt dedesubturi, cum s-ar spune. Domnul Stepaniuc, vreau să vă întreb, iată, ați vorbit un pic mai devreme și am desprins un gând din ceea ce ați remarcat un pic mai devreme, cu părere de rău mai predomină pomenile electorale. De ce? Nu am ajuns la maturitatea politică necesară? Când zic lucrul ăsta mă refer la clasa politică, pe de altă parte societatea este așa cum este și acceptă unele daruri doar pentru ca să ziua de mâine să fie mai sigură? Situația în Moldovei, situația Republicii Moldova actuală a populației este una, deci o situație foarte complicată, în primul rând din punct de vedere material. Și factorul acesta material impune funcționarii de stat să încalce legea, să se opună încălcării legii, dar singur ei, într-un fel sau într-alt, să încalce legea, să lasă presați, să lasă dominați, să îndeplinească deci, ordine și deci într-un fel sau într-altul ilegale și în aceeași situație se află de fapt și alegătorul sărac lipit pământului pensionarii mai ales care pensia lor de 1000 de lei nu le ajunge pentru serviciile comunale și vreau cumva să aibă bani și pentru medicamente și pentru supraviețuire, desigur ei sunt nevoiți să meargă la aceste întruniri electorale și să primească pomenele respective. Dar cei care dau pomeni fixează și niște capcane. Ei iau datele de la deci, pașapoarte, de la colectează, pe urmă îi organizează, pe urmă pun acolo un organizator pe o anumită mahala, pe urmă îi impune practica astăzi în multe localități, oamenii ăștia au mers organizat la alegeri și indiscutabil că ei în mare parte au putut sau sunt impuși să voteze pentru un anumit partid care le-a dat pomenele respective. Și dar acum, până la urmă intrăm de sine stătător în cabina de vot. Decizia ne aparține. Nu e așa de simplu. Și vă dau exemplu de un pensionar care a umblă cu ochelare, care practic nu vede. Și care mătușă mută aici, scrie acolo, ia că uitați-vă acolo. Eu am văzut azi, inclusiv la secțiile de votare, oameni care el nu vede unde se semnează concret. Și eu intuiesc că el s-a uitat, a înțeles, a încercat cineva să întrebe și l-am sfătuit eu sau l-a sfătuit altcineva unde se facă și ce se facă acolo. Adică cu oamenii în vârstă, cu oamenii săraci, cu oamenii bolnavi, când merg în campanii electorale, ce trebuie să niște modalități ca ei să, într-adevăr, să-și expună liber votul. În cazul de față, fac presiuni. Presiunile le suferă nu numai pensionarii, nu numai oamenii bătrâni, dar vă spun, inclusiv și lucrătorii în aparatul de stat. Ce înseamnă să le impui pe funcționarii unui oricare minister sau unei agenții cam luni să vă prezinte pașapoartele, filmate, fotografiate? Vreau să spun că cazuri de astea, în tot cazul se vorbește foarte, foarte mult. Despre utilizarea sigur, resurselor administrative. Lucrul acesta, resursa administrativă, presiunea administrativă asupra democrației acestea parlamentare, asupra democrației electorale, niciodată nu a fost așa din. Ca noi cu domnul profesor am trecut anul 89, 90, 94 și alte campanii electorale, dar niciodată nu a fost presiune așa de masivă și obraznică, trebuie să spunem. Și desigur, în condițiile când sărăcia îl aduce pe om la această degradare, cedează, în primul rând cedează bătrânii, dar vreau să spun că cedează foarte mulți funcționari de stat, care face o alegere inclusiv morală, da? Eu rămân în funcție să-mi păstrez funcția. Ori îmi păstrez și respect principiile democratice. Și având în vedere că fiecare se plânge. Eu am doi copii acasă, eu nu pot să fiu eliberat, de atâta trebuie să votez pentru partidul X, mi-a spus șeful. Și o să mă verifici. Înseamnă că am să votez că de-am un am încotro. Și el se îndreptățește, el caută să-și găsească niște, deci, o scuză de orice fel. Dar eu am, repet, și nu numai eu, dar și în halul acesta nu se poate de construit mai departe statul. Da. În halul acesta nu se poate de construit statul, fiindcă lucrurile o să degradeze și mai mult. Să dăie Dumnezeu să avem un rezultat rezonabil, să fie recunoscut și să nu avem conflicte mai departe. Dar țara nu are nicio perspectivă dacă noi anulăm și anihilăm într-un fel procedurile democratice.
Eu vreau să rămân albea ce ziceți dumneavoastră, proceduri democratice. Domnule Broian, într-o societate democratică sau într-o societate de tranziție, așa cum este în țara noastră, până la urmă, dacă e să vorbim despre procesul electoral în sine, dumneavoastră constatați un progres sau din contra, regresul își spune cuvântul? Totuși, unde e problema? Ce nu funcționează? Bine, dacă să luăm în considerație faptul că acum se votează conform procesului mixt, așa, procedurii mixte, eu totuși consider că este un pas înainte, dat fiind faptul că votarea doar pe listele de partid este un minus și un minus foarte, foarte, foarte mare. Și chiar acum observăm că pe listele de partid sunt 15 partide, dar pe listele deci, candidaților în circumscripțiile uninominale sunt 4-5 candidați maximum. Nu mai mult. Din ce cauză? Din cauză că aceste, nu toate din cele 15 partide au avut candidați ca să fie deci, distribuiți pe toate circunscripțiile uninominale. Credeți că cei de pe listele uninominale dau un nou suflu viitorului Parlament? Înclină oarecum balanța? Posibil că da, dat fiind faptul că, uitați-vă, noi la etapa actuală, mai mult sau mai puțin cu precizii, putem să spunem cine câte procente va lua. Și asta e destul de precis pe listele de partid. Dar pe circunscripțiile uninominale nu poate preciza nimeni câte voturi vor fi așa și la ce partid și cum. Eu mă întorc la alegeri din 1990, care au fost doar pe circunscripții uninominale, și vreau să spun că, în fine, deci, acel prim parlament al Republicii Moldova, el a avut posibilitatea de a se organiza, și nu e atât de strașnic, așa-i, însă, da, atunci nu era formula aceasta de a da pomeni așa, de corupere și mai departe. Nu era. Deci atunci era într-adevăr o luptă cât de cât cinstită. Deja în 94, deși au început alte formule. Avem siguranța că ei nu se vor lăsa absorbiți de anumite partide parlamentare? Nu este nicio siguranță. Deci în privința la aceasta, însă posibil că ei ar avea posibilitatea ca să unească într-un grup a deputaților independenți. De ce nu? Așa e, ca să nu fie nici cu un partid. Poate ca să fie, cum am făcut noi în primul parlament, așa, noi am fost o grupă de deputați care n-am fost nici cu Frontul Popular, nici cu Viața Satului și nici cu Săvesc Moldavia. Deci am fost o grupă de deputați independenți care n-am aderat la nimeni. Și am avut poziția noastră, care ea difera de alte poziții. Însă, în fine, deci de unul singur este imposibil de soluționa careva probleme, de a le promova și de a aduce careva folos țării. Deci ea, nu văd probleme când un deputat așa poate fi de acord cu linia chiar a oponenților săi, așa e, dacă coincide. Sunt foarte multe probleme care pot fi soluționate în comun. Domnul Stepaniuc, observatorii naționali și internaționali au sesizat o serie de încălcări. Cei mai mulți dintre analiștii politici zic că nu sunt atât de grave. Au fost agitații în secțiile de votare, au fost un caz atunci când un alegător a mers acasă cu ștampila de vot, au fost pană de curent într-o localitate și atunci baza de date nu a putut fi utilizată o perioadă de timp, dar au fost cazuri și când colegii noștri au constatat cazuri $20 pentru un vot, pentru un anumit partid politic. Aici s-ar părea că lucrurile se îngroașă. Toate cazurile astea, desigur, trebuie să documentate. Da. Și timp pentru documentarea nu este așa de mult. Și, de fapt, e vorba de ziua de astăzi, ziua de mâine, practic e 24-48 de ore. Dacă lucrul ăsta nu s-a făcut în acest timp, după asta este foarte greu de demonstrat acest lucru. Desigur, asemenea cazuri astăzi se observă în Republică. Este foarte greu de vorbit de proporțiile acestor încălcări. Dar vă spun, dubii sunt astăzi mai mult. Eu am avut discuția cu un polițian care a încercat să facă zarv atunci în 2009, alegerile precum că au fost falsificate și eu recunoscut că astăzi încălcări se văd mai grave decât în 2009. Și dacă el ar avea posibilitatea să vină la dumneavoastră la emisiune, deci el ar spune. Ei bine, haideți să vedem în realitate cum afectează toată treaba. Da, observatorii trebuie să expună. Aceia că au venit, eu am văzut azi la unele canale de televiziune, au făcut zarvă că au venit transnistrenii să voteze și una și alta. Trebuie de salutat că transnistrenii s-au angajat în campania electorală. Dar pe de altă parte, Comisia Electorală Centrală și organele de drept trebuie să documenteze cazurile acestea de corupere. Dar vedeți, eu repet, mă întorc la chestiunea corupirii. Când s-a dus cu sacul, da?
Dar s-a dus cu sacul de cartofi în o gradă cu sigla concretă a partidului politic, respectiv, chestiunea asta trebuie documentată și trebuie pedepsită. Și Comisia Electorală trebuie să reacționeze. Nu s-a reacționat. Și astăzi cazul, când vine transnistrene sau vine cineva și le spune că pentru asta precum că o să le plătească $20 și le s-a spus concret pentru ce partid politic, cazurile astea tot trebuie documentate. Ele trebuie documentate în primul rând de organele care poartă responsabilitatea. Este vorba de Comisia Electorală Centrală și deci Ministerul de Interne. Dacă lucrurile respective vor fi documentate și trimise în judecată, e o situație. Concurența electorală trebuie să o facă. Adică eu cred că pe noi în următoarele două zile ne așteaptă nu numai discursul la acest subiect, dar de fapt este vorba de documentarea concretă în baza deci, legii, în baza codului electoral a acestor încălcări. Vă rog, domnule, aș vrut să da, deci în fine, da, în fine, totul constă în faptul de cât această situație poate influența rezultatul alegerilor sau nu. Eu am fost, deci, observator la alegeri din Belarus, din Ucraina, Rusia, Slovacia, adică și cunosc situația că, în fine, totdeauna se ia în considerație anume faptul pe cât influențează rezultatul final al alegerilor. Chiar dacă și-au fost depistate acolo unul, două cazuri, așa, deci cazuri când a fost, când era omul a murit, așa, da. Dar era în listă, ei, câți au fost? 1, 2, 3, 5, așa, da. A fost inventat, a fost special aceasta, adică trebuie de precizat toate acestea. Chiar dacă cazul a fost cu persoana care a avut, deci bani, trebuie de depistat cine a dat, cu ce scop a dat și mai departe. Da. Deci toate acestea e necesar ca să fie precizate, nu doar documentate, dar de analizat pe cât poate influența aceasta, deci asta se întâmplă la etapa următoare. Deodată ele, materialele sunt trimite în judecată, judecata constată a avut sau nu a avut loc încălcare și desigur dacă numărul acestor încălcări sunt masive, de atunci e clar că și Comisia Electorală Centrală și pe urmă și Curtea Constituțională o să trebuiască să mediteze adânc în ce măsură influențat, așa cum spune domnul profesor. Spuneți-vă, rog, activismul celor din stânga Nistrului trebuie să ne bucure sau trebuie să ne întristeze? Eu consider că trebuie să ne bucure. Partea pozitivă a acestui sistem mixt este că, desigur, teritoriile noastre, să spunem așa, și regiuni. Domn Stepaniuc, vă rog ca să țineți minte gândul pe care ați vrut să-l enunțați, pentru că intrăm în legătură directă cu colegii noștri de la Partidul Socialiștilor, care sunt acum într-un briefing. Vă rog ca să vizionăm și după aceea revenim în studio. Vă spunem bună seara, în primul rând. Și întâi de toate vrem să mulțumim absolut la toți cetățenii Republicii Moldova care și-au exprimat votul în aceste alegeri parlamentare, atât în interiorul țării, cât și peste hotare. Le mulțumim în mod special și alegătorilor noștri, alegătorilor Partidului Socialiștilor și cei care au votat pentru candidații socialiști. Vrem să spunem că una dintre prioritățile de bază la momentul de față, inclusiv pentru cei care sunt din partea partidului, este să asigure procesul de numărare a voturilor, ca acesta să fie unul corect, transparent și să vedem care sunt rezultatele. În rest, vreau să ofer cuvântul colegului meu, Maxim Lebedinski, care va vorbi un pic despre încălcări pe care le-am înregistrat astăzi. Bună seara, stimați colegi! Astăzi, pe parcursul zilei votării, observatorii și reprezentanții noștri au fixat toate încălcările sau toate abaterele de la cadrul legal. Toate aceste încălcări vor fi evaluate pe parcurs. Le sistematizăm la moment și așteptăm prezentarea la toate probele care adeveresc încălcările. După ce ele vor fi procesate, însă venim cu aprecieri globale cu privire la recunoașterea sau nerecunoașterea scrutinului, inclusiv pe segmentul transnistrean. Pe parcurs serii de astăzi sau pe parcursul zilei de mâine, să venim cu concretizări și cu aprecieri mai exacte la acest capitol. Еще раз хочу сказать огромное спасибо от лица всей партии социалистов всем абсолютно гражданам Республики Молдова, которые голосовали на территории Республики Молдова, а также за рубежом, на востоке или на западе. Мы хотим сказать спасибо за то, что вы исполнили свой гражданский долг. Мы хотим отдельно поблагодарить каждого нашего избирателя, тем, кто
отдал свой голос за партию социалистов, за кандидатов партии социалистов. Еще раз очень важно мы хотели бы отметить, что на сегодняшний день практически все нарушения зафиксированы, которые были. Напомню, что у нас около 10 тысяч человек постоянно наблюдали за процессом выборов. Все сейчас вместе с юристами обрабатывается, и в ближайшее время мы выйдем с позиции по тому, насколько легитимны эти выборы, в том числе по Приднестровскому региону. Хотим отметить еще раз, что самая основная задача на сегодняшний день, на данный момент, после закрытия избирательных участков, является подсчет и, соответственно, обеспечение максимального корректности в этом направлении, транспарентности и так далее. Дополнительно мы выйдем к прессе в ближайшее время. Поэтому, если вы хотите быть рядом с нами, будьте рядом с нами. Отвечать на вопросы сейчас мы не будем, ждем подсчета голосов. И в ближайшее время мы к вам дополнительно вернемся. Спасибо вам. И давайте считать. Всего доброго. Domnule Stepaniuc, domnule Burean, ăsta a fost briefingul de presă. Eu vreau să continuăm discuția pe care am inițiat-o anterior. Domnule Stepaniuc, vă rugam să țineți minte acel gând și tot în acel context, pentru că a fost menționat și în briefingul pe care l-am vizionat, vreau să vă expuneți. Există într-o oarecare măsură riscul invalidării acestor alegeri? Mi-e greu să... Deci că aici, în principalul, aprecierea acestor alegeri, trebuie să le dau însăși concurența electorală. Nu există astăzi mecanisme care ar invalida alegerile, cum spune, din start. Nu poate să o facă nici Comisia Electorală Centrală și nici... Abia după ce o să fie documentate și reprezentanții PSRM-ului de fapt au fixat. După ce vor fi documentate masivul acesta din călcări, și eu cred că asta s-o facă de fapt toate partidele politice, pentru că aici nemulțumiți sunt mai mulți și pe parcurs pregătirii alegerilor. Unele partide doar practic au declarat boicot. Alții au boicotat referendumul. Foarte multe partide au boicotat referendumul. Pe urmă, încălcările. Pe urmă, secțiile de votare care au fost create în Occident și în Rusia. Aici au apărut nemulțumiri. Guvernarea trebuie să stăruie la maximum să liniștească spiritele. Guvernarea trebuie să creeze o Comisie Electorală Centrală credibilă. Da? Guvernarea trebuie să-și trimită la Curtea Constituțională membrii partidului lor, al său, al lor. Înțelegeți cum? Că asta e o eroare foarte mare. Cine i-a învățat pe dânsi să facă deci, chestiuni de astea, oamenii ăștia nu au învățat o leacă de carte. Eu vreau să spun, chiar sunt obraznici. Nu se procedează așa nicăieri. Ca tu, membrii tăi de partid, să-i trimiți într-un organ care, de fapt, o să dăie apreciere finală, deci, într-un fel, procesului electoral. Nu se face așa. Ei trebuie să iei niște oameni cât de cât neutri. De ce există separarea puterilor? De atâta că sunt juriști de ajuns în țara asta care puteau fi selectați pentru Comisia Electorală Centrală. Ce scuze? Pentru Curtea Constituțională. Și același lucru se întâmplă cu Comisia Electorală Centrală. Ea trebuie să fie credibilă și pentru elitele A, elitele de la guvernare, și pentru elitele B, elitele contra elite, așa se numesc. Orice manual de politologie scrie despre chestiunea asta. Deși au mers după varianta asta. Și sigur, aici se creează mai multe motive pentru că rezultatele alegerilor să nu fie recunoscute. Dar vă spun, în cele din urmă, aceasta o să decidă însăși concurenții. Acele partide care o să câștige masivul rezultatelor, ei o să decidă. Avem motive sau nu avem să fie atacate. Vedeți că zvonuri au fost foarte multe în ultimul, că dacă nu o să fie așa, deci o să ieșim la protest și una și alta. Desigur, cazuri de astea s-au întâmplat în istorie foarte multe. Astăzi, când ne aducem aminte despre 2009, doar nu au fost niște proteste pașnice. A fost încercare de lovitură de stat să o incendia două clădiri. Adică noi avem o pagină rușinoasă în istoria statului nostru contemporan, când din cauza nerecunoașterii alegerilor s-a ieșit la buntuială și până la urmă au avut loc aceste dezordini care au dus la vandalizare. Și ne-au făcut de rușine toată lumea
În toată lumea, ecranele, televiziunile au demonstrat și au arătat că moldovenii, de fapt, nu știu democratic, nu știu a căuta compromisuri. Da. Că ei stau pe poziții de extremă. Și rolul guvernării este ca ei maxim posibil să creeze un sistem deci, electoral, niște proceduri electorale care să fie recunoscute de toți. Adică dacă dumneavoastră corect ați numărat, eu chiar dacă sunt în opoziție și nu vă recunosc, dar consider că ați numărat. 4 este 4. Și 6 este 6. Și 10 este 10. Domnul Bruian, eu vreau să vă întreb. Iată, astăzi s-au desfășurat alegerile parlamentare, dar și am avut și un referendum. Este straniu lista participării unuia versus celuilalt. În alegerile parlamentare am avut 13 concurenți, la referendum am avut 5. De ce această ignorare din partea clasei politice, a partidilor politice, raportată la referendum? Au constatat sau au înțeles ei un pic mai devreme că acest exercițiu democratic nu le aduce dividende politice sau ce ar fi la mijloc? Nu, eu cred că este legat cu faptul că nu toți acceptă însăși formula scoasă la referendum. Așa e referitor la micșorarea numărului de deputați, dat fiind faptul că în Parlament sunt 10, 11, 12 comisii parlamentare permanente care sunt specializate în diverse domenii și în fiecare comisie trebuie să fie 8-10 membri, dat în faptul că mai puțin nu pot ca să fie, așa e, dat ca să poată analiza, să fie funcționabil, așa e. Și dacă se micșorează numărul acesta până la 61 de deputați, deci în fine, acest rămâi este parlament, dar e un joc, încerc scuz de expresie, așa e. Deci asta e un element. Foarte mulți nu sunt de acord cu aceasta. Al doilea, deci, formulă care a fost scoasă la referendum privitor la posibilitatea de a rechema deputații, deci la fel nu este clar. Deci este vorba doar, în primul rând, doar de deputații care sunt pe circumscripțiile uninominale, după cât înțeleg eu, și în afară de aceasta nu este mecanismul clar. Deci nu se placă președintele Parlamentului, așa și o să-l elibereze sau cum o să fie și din ce cauză, care sunt criteriile și mai departe. Deci, cu toate că, deci, în fine, era cândva, deci, elementul acesta și el poate ca să fie invocat. Însă e greu de spus când deputații votează împreună cu partidul, e greu de spus. Domnule Stepanic, domnule Bruian, în legătură de la CEC este corespondentul Accent TV, Ludmila Apostol, pe care o salut și vreau să ne spună cum decurge, de fapt, procesul sau care este starea de lucru după închiderea secțiilor de votare. De ora 21, ceea ce înseamnă că toate secțiile au fost închise, cu excepția celei din Tel Aviv. De asemenea, din cauza diferenței fusului orar, au rămas deschise și secțiile de votare din Canada și Statele Unite. Conform informațiilor, prezența la vot a constituit până la această oră peste 49%, adică 1.451.000 de alegători. În stânga Nistrului, rata de participare este de 37.000 de alegători. Cele mai active raioane sunt Orhei, Șoldănești, Ocni. Cele mai pasive, Bălți, Cantemir, Cahul și Cimișlia. Acum urmează ca buletinele de vot să fie numărate, iar după ora 22, Comisia Electorală Centrală va organiza o conferință de presă unde va prezenta primele rezultate. Este de remarcat că rata de participare în acest an la alegerile parlamentare este mai mică în comparație cu cele din 2014. Dacă atunci rata era de 55,8%, atunci în acest an cifra la ora actuală este de sub 50%. Vlad, doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile până la această oră. Mulțumim pentru datele pe care ne le-ați oferit. Revenim la discuție. Domnul Stepaniuc, de data asta mai puțini concetățeni au ieșit la vot. Cât s-ar părea de straniu, pentru că cifrele erau îmbucurătoare. Se părea că o să treacă peste 50%. Cum se explică? Eu încerc să repet argumentul care l-am adus la începutul emisiunii. În Republica Moldova, acum eu sunt absolut convins cu argumentele și cu experiența mea politică, fiindcă am participat la campanii electorale până în 2009, 5 campanii electorale masive, noi am fost în toată Republica și cunoaștem. Deci țara, nu există astăzi localități și raioane unde numărul populației s-a mărit. Numărul populației a scăzut. Uitați-vă câte locuri de muncă noi avem, uitați-vă câți angajați avem și uitați-vă că, de fapt, sunt localități unde două din trei casă, deci sunt pustii. Adică ai plecat peste 50%.
Și chiar în localități unde s-ar părea că mai este puțină viață socială și economică, fiecare a doua casă este pustie. Deci în Republică eu consider că nu sunt acum 3 milioane de oameni, aș fi 2 milioane și jumătate, dar poate și mai puțin, dar dacă este vorba de toată populația, dar dacă calculăm că circa o treime nu au dreptul de vot până la 18 ani, reiese că, de fapt, alegători, noi trebuie să avem sub 2 milioane. Adică această rată, în viziunea mea, rata de participare cu acele 1 milion și ceva în alegeri acum, este o rată destul de bună. Dacă avem un calcul corect. Populația activ a ieșit astăzi. Eu am fost la mine la Baștină. Am fost azi la mine la Baștină și vreau să vă spun că mahalalele s-au organizat și au fost la alegeri. Dar mahalaua ai pe jumătate. Da. Domnule Broian, activismul deci a fost, a existat. Altceva că listele electorale nu au fost corectate și aduse la realitatea care este anul 2019. Da, susțin această idee. Deci, în fine, deci, consider că problema de bază constă în aceea că Comisia Electorală Centrală se orientează după niște date care nu sunt precise. Mai există problema listelor, să înțeleg. Da, problema listelor, adică nu e vorba despre suflete moarte, este vorba despre acele persoane care sunt plecate în străinătate și nu se știe dacă ei sunt acolo sau sunt aici. Deci asta e un element. Alt element legat cu faptul că chiar comparativ cu anul 2014, cred că încă mai mulți cetățeni sunt plecați și rata de participare eu consider că undeva 65-70%. Așa e, ea e bună să consider. Ea e mai sus decât în Europa. Adică interesul față de alegeri, cât n-ar fi de straniu, el încă a rămas. Sunt persoane care nu doresc participi, însă totuși majoritatea deci au ieșit ca să-și expună pozițiile. Din ce considerente? Asta e altă problemă. În această campanie electorală am asistat la tot felul de explicații. Vreau să le aflu din gura unui expert. De ce referendum consultativ și nu unul constituțional, domnule Broian? E așa decis, deci organul de putere care a desemnat acest referendum. Mai spun încă o dată că s-au temut de a adopta ceva. În genere, la noi suntem ca să utilizez această formulă foarte democratică de referendum, așa-i? Dumneavoastră, apropo, tot niciodată n-ați utilizat, nu știu de ce, sunt probleme foarte strigente pentru noi, care ar putea fi, anume, prin referendum, ne-a pune odată și odată punct pe o problemă sau alta, inclusiv cu limba, inclusiv cu statalitatea, orientarea și așa mai departe. Însă, deci, s-au temut. Și asta e formula. Întrebam și în emisiunea anterioară, după ce o să avem încă o legătură telefonică. Spuneți-ne, vă rog, în viitorul Parlament, pentru că deja urnele s-au închis, secțiile de votare s-au închis, cum vedeți partajarea funcțiilor în stat, tot în baza unei coaliții? E firesc să se facă partajare sau trebuie să meargă pe ideea de guvern tehnocrat? De fiecare dată încerc să aflu lucrul ăsta, dacă în condițiile Republicii Moldova trebuie și poate prinde contur sau ține de doar știință politică pură. Eu consider că în cazul concret, de altfel ca și în teorie, așa, deci totul depinde de formula cine va obține majoritatea. Dacă un partid care n-ar fi va obține majoritatea, deci el va putea forma guvernul. Sondajele zic că nu avem un asemenea partid care să ia majoritatea. O să vedem după miezul nopții, probabil. Da, însă totuși dacă te-a luat ultimul sondaj, spre exemplu, pe listele de partid, așa, deci 49% socialiștii. Asta pe listele de partid. Dar de luat în considerație faptul că unele partide vor acumula un anumit număr de voturi, însă nu vor trece. Deci procentele lor rămân. În asemenea caz, socialiștii ar putea ca să mai acumuleze careva procente, că ar fi 53-54 doar pe listele de partid, adică jumătate din deputați. Ce va fi pe circunscripțiile uninominale este foarte greu de prezis. Însă, deci, asta e formula. Cum n-ar fi? Deci, partidul care, dacă ar obține majoritatea, ar forma, ar fi, deci, atunci o formulă de a organiza guvernarea, guvernul, așa, din partea acestei formațiuni politice, sau un guvern, eu tare știu, politic, sau un guvern tehnocrat. Cum vor decide? Dacă nu vor obține majoritatea, atunci va fi necesar de a duce negocieri, însă declarațiile care au fost făcute atât de blocul acum, cât și de Partidul Socialiștilor, fiind așa, cât și de Partidul Șor,
că ei nu vor merge la coaliție cu nimeni. Democrații au spus că ei sunt gata, deschiși, însă nu-i clar cine va dori cu dânșii ca să negocieze. De aceea bănuiesc că... Dar partajarea politică, insistă asupra acestei dimensiuni, face parte din peisajul firesc a politicului nostru? La noi au fost coaliții. La noi au fost și au fost și partajări. Au fost partajări. Au fost partajări. Domnul Stepaniuc, dumneavoastră, cum considerați? Deci crearea coalițiilor este un lucru absolut normal în politică. Coalițiile mai mici și coalițiile largi, este chiar formula politologică coalițiile largi, este o practică practic de 200 de ani și de noi nu trebuie să ne temem și trebuie să înțelegem că putem trăi mai multe decenii și chiar sute de ani cu utilizând de fapt coalițiile largi. Dacă partidele politice astăzi, anumiți lideri, declară că noi o să facem alegeri până și o să luăm majoritatea, deci este o eroare. Este o eroare. Eu înțeleg strict tehnologic de ce au promovat ei unele partide, că noi nu o să facem coaliții cu nimeni. În sens că noi am să ducem programul nostru și fiți atenți. Fiindcă trebuie să recunoaștem că în urmă alegătorilor, în orice partid, sunt așa numiti doctrinari sau oameni, deci electorat ideologizat, care dacă el anunță că tu îți faci legătură cu coaliții, nu știu cu cine, vă zice, eu mă gândesc stau acasă decât să mă duc la alegeri. Iată, anticipați întrebarea mea, pentru că mai avem 3 minute aici. Scurt, vreau să ne spuneți, în crearea unei coaliții, de diferite forme, fie ea largă sau obișnuită, contează doctrina pe care o împărtășește partidul sau interesele țării? Ce ar trebui să predomine? Interesele țării trebuie să predomine. Da. Vă rog, domnule. Sunt de acord. Cazul Germaniei, așa-i? Când mai mult de 50 de ani socialdemocrații și creștini-democrații au dușmănit între ei și foarte, foarte serios. Însă când a apărut problema referitor la interesele țării, deci ei s-au delăsat de principii sale, deci bazate. Ultimele 4 guverne germane sunt guverne de coaliție. Da. Mai mult ca atât, coaliția largă, nemai întâlnită, practic, așa o variantă, deci este un fenomen în general în istoria politica Europei după al doilea război mondial, când 4 guverne la rând, doamna Merkel îi convinge pe socialdemocrați să creeze o coaliție largă, stânga-dreapta, adică partidul principal de care au câștigat alegerile și partidul principal de opoziție. Și un partid și alt partid și-au pierdut deci susținătorii din aceste cauze, însă totuși Germania deci s-a promovat. Nu și-au pierdut, vreau să spun că ei și-au păstrat practic aceleași poziții, dar pentru viața social-economică germană, pentru Uniunea Europeană, acesta a fost un model absolut ideal de a scoate Europa. Europa doar în 2008-2009 a intrat în criză, concretă, financiară, bancară, aceți-vă aminte. Și Merkel le-a spus atunci foarte concret în primul. Dacă o să fie criză mai departe a Europei, în primul rând avem de pierdut noi, nemții. Și businessul german, și clasa muncitoare, și clasa de mijloc. De atâta, ideea noastră este că noi, Partidul de Creștin-Democrat, de centru-dreapta, o să preluăm și multe postulate de la partidul vostru, de la social-democrați. Și hai să creăm o coaliție. Mai mult ca atât, eu împărțit guvernul, practic în jumătate. În jumătate, adică ei au mers la niște compromisuri care este un model pentru Europa și ea merită deci respectat acest model. Domnule Stepaniu, domnule Broian, eu vă mulțumesc pentru participarea în această seară la Reflector Analitic, ediție specială. Vă aștept și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, atât am reușit în cadrul ediției de astăzi. Vreau să vă reamintesc că prezența la urne a fost de 49,13%. Eu vă las cu colegii noștri de la Camera Știri. După aceea rămâneți alături de colega noastră, Ludmila Bilcincova. O seară bună!